Umblam pe calea cea strântă și cu chinuri, toți care în viață crucea ca jugul ați luat și mie ați urmat cu credință. Veniți de luați darurile care am gătit vouă și cununile cere. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cei ce ați umblat pe calea cea strântă și cu chinuri, slave tale cele negrăite sunt, deși porânele păcatelor, miluiește zidirea ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta, și moștenirea cea dorită dăruiește, făcându-mă pe mine, iarăși cetățean în raiului. Binecuvântate, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cel ce cu mâna dintr-o neființă mai zidit și cu chipul tău cel dumnezeiesc mai cinstit, iar pentru călcarea poruncii iarăși mai întors în pământ din care am fost luat, la cel după asemănare mă ridică, cu frumusețea cea din tâi, iarăși împodobindu-mă. Binecuvântate, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robul tău, raiul nedrept, și lașează rai, unde cei tereziților, Doamne, și tripții ca luminătorii strălucesc. Te-a dormit robul tău, odihnește, trecându-i toate greșalele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o dumnezeire întrei străluciri cu dreaptă credință să o lăudăm strigând. Sfânt ești Părinte fără de început, Fiule cel împreună fără de început și Duhule cel dumnezeiesc. Luminează-ne pe noi, care cu credință slujim ție, și ne scoate pe noi din focul cel de pe. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te curată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trus pe mântuirea tuturor, când neamul omenesc a aflat mântuire prin tine. Și noi să aflăm raiul născătoare de Dumnezeu, curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Odihnește Mântuitorul nostru, preții pe robul tău, cel să nașluiește pe dânsi în curțile tale, precum este scris, trecându-i ca omul greșelile lui cele de voie și cele fără de voie și toate cele într-o știință și într-o neștiință, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce ai răsărit lumii din Fecioară Hristoase, Dumnezeule, și prin trânsii fii luminii ne-ai arătat, miluiește-ne pe noi. Minunate și Dumnezeu între Sfinții Săi, Doamne, odihnește cu dreptii fiind robul Tău. Este Sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, care înălța crucea credincioșilor Tăi, bunule, și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale. Adevărat de șertăciune sunt toate și viața aceasta este umbră și vis, că îndeșezi se tulbură tot pământeanul. Precum a zis Scriptura, când dobândim lumea, atunci în groapă ne sălăștuim, unii împreună sunt împărații și săracii.
Pentru aceasta, Hristoase Dumnezeule, pe robul tău acesta mutat de la noi, odihnește-l ca un iubitor de oameni. Mare miei, văzându-l în simul serii, corul ispitelor, ale mantă, celinare, îl gândi către tine, scoate nisicăciunii viața mea, mult milostive. Sfinții, odihnește, Hristoase, sufletul adormitului robului tău. Unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut ai zidit pe om, iar noi, pământenii din pământ, suntem zidiți. Și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare, cântarea. Aleluia, 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 cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletul adormitului robului tău, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, fără de sfârșit. Soarea de Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântări cinstindu-o să o mărim. Duhurile și sufletele dreptelor te vor lăuda pe tine, Doamne, pe Dumnezeu, amedeanuiește putințe oamenilor, spre care nu putează căuta oștile îngerești. Iar prin tine, prea curată, s-a arătat oamenii cu lui, cu întrupat, pe carne mărindu-l, cu oștele cerești pe tine te fericim. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă-vă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile dreptilor celor ce s-a săvârșit, odihnește Mântuitorule și sufletul adormitului robului tău, păzindu-l pe dânsul într-o viață cea fericită, care este de la tine, iubitorule de oameni. Odihna Ta, Doamne, unde toți sfinții Tăi se odihnesc, odihnește și sufletul adormitului robului Tău, că însuți ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Tu ești Dumnezeu care Te-ai pogorât în iad și ai dezlegat durerile celor ferecați. Însuți, Doamne, și sufletul adormitului robului Tău îl odihnește. Și acum și pururea și în vecii vecinor, amin, una curată și prea nevinovată Fecioară, ceea ce ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă să mântuiască sufletul robului Său. Miluiește pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, miluiește. Că ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului Dumnezeu, Schimonahul Serafim,
cu tot neamul și la noi și pentru gans în sientinul toată greșala, cea de voie, cea fără voie. Așeze sufletul lui unde drept ți se odinesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului, iertarea păcatului, la Hristos împăratul, cel fără de moarte, și Dumnezeu nostru cerem Domnului să ne rugăm. De Doamne, Doamne, moartea și pe diavolul l-ai surpat și ai dorit viața lui tale în sus, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului tău, schimonahul Serafim, în loc luminat, în locul verdeanț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală să vă știe el cu cuvântul sau cu locul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-l, Dumnezeu să ne ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că tu ești învierea și viața și odihna adormitul robului tău, schimonacul Serafim, Hristoase Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și celui mărânece ce tău tătărinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și purga și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care da sfinte cerii și apostol, că e împărăție cerilor, iar după sfântă învierea ta ce de-a treia zi, cu harul tău mărit putere, te-a legat, deslega păcatul oameni, ca să fie legat și în cer câte vrem și pe pământ s-au legat. Și tot așa să fie deslegate și în cer câte vrem și pe pământ s-au deslegat. Ceea ce prin spusa ta iubire de oameni, ne învrenci și pe noi smeriți, ne învrenci lumii tăi să fim moștenitori. Același prea sunt dar și har, ca și noi de asemenea, să legăm, să deslegăm ce se întâmplă în poporul tău, însuți prea bune împărate. Prin mine în smeritul meu, venit cu slujitorul tău, iartă pe robul tău, schimonacul Serafim. Dumnezeu să-l ierte orice a greșit în această viață, ca un om iartă greșeală. Câte a păcătuit cu cuvântul, cu lucru, cu gândul, deslegându-l de legătura pusă în orice chip asupra lui, cu care el însuși din mânie s-a de îmbrăcit pe oricine, s-au linecat pe sine, sau din la arhiereu, sau de la altcineva. A suferit o alinecare ca aceasta prin invidia, prin lucrarea diavolului, binevoiește prea bunule, mult îndurate, sub robul tău schimonacul Serafim, să se așeze cu sfinții care vin via cu binecuție, iar trupul să dea fericire de tine, că binecuvântat și prea slăvit ești în vecii vechi. Vinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât herubimii, și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat înscătoare de Dumnezeu te mări. Într-o fericită adormire veșnic, odihnă de Doamne, sufletul într-un tău, schimonacul Serafim, cu tot neamului tău și fărului veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Slujitorii Iope Romanavi, Ananie Romanavi, Rădosimul Exedechelor, Iacomi Leanzi, Monacul Serafim, monahii Damaslim, Visarion, monahii de Catedrala Vreica,
frații Sorinic, Lucian, Gheorghe, Vasile, Parascheva, cu tot neamul lor ce-a dormit. Și de felul veșnică pomenire, Hristos a această zi binecuvântată de Dumnezeu, în care, pe de o parte, sărbătorim ziua României și a românilor, ne aflăm aici la Mănăstirea Hadâmbu, într-un loc frumos, o grădină a Maicii Domnului, ca să ne aducem aminte de Părintele Schimonah Serafim, care pe multă lume o îndemna către Hristos și în același timp pe sine însuși s-a adus ca jertfa lui Hristos să lucreze în casa lui Dumnezeu și să facă ascultare la o vârstă destul de înaintată. Părintele Schimonah Serafim, deși, cum spunea Părintele Stares de multe ori, deși a venit târziu în mănăstire, târziu nu că ar fi fost ceasul târziu sau că ar fi fost pentru el târziu, că a fost timp pentru el ca să-și mântuiască sufletul, ci suntem obișnuiți ca mulți în monahim să vină din tinerețe să-și închine viața lui Hristos. Dar el a dus în familie, alături de soția sa, o viață cucernică, o viață frumoasă, o viață binecuvântată și a făcut datoria creștinească pe acest pământ, a avut grijă de copii, de casă, de gospodărie, de familie și mai apoi, simțind că toate au fost săvârșite și că a lucrat tot ceea ce era nevoie să lucreze un om, un bun creștin în viața aceasta pământească, în gospodărie, în familie, alături de copii, și a dorit să se apropie mai mult de Hristos pe care de altfel îl iubea și de Maica Domnului. Și cum putea să facă acest lucru mai mult decât să lase chiliuța de acolo de acasă, ungherul în care își făcea rugăciunea împreună cu soția și cu siguranță împreună cu cei dragi, cu copilașii, și la bătrânețe, după 70 de ani, a părăsit familia, a părăsit casa în care și-a crescut copiii și a venit în casa lui Dumnezeu. A venit alături de sfinți aici la Mănăstirea Hadâmbu să se roage, a venit să se roage alături de părinții de aici din mănăstire și a dorit să fie alături de Măicuța Domnului, pe care mult a iubit-o și pe mult spuneam că i-a îndemnat să se roage cu credință Maicii Domnului, pentru că el o simțea că este făcătoare de minuni, a simțit în viața lui minunile Maicii Domnului de aici, de la Mănăstirea Hadâmbu, și venind aici în mănăstire ne-a povestit și nouă momentul în care Maica Domnului l-a chemat să vină la Mănăstirea Hadâmbu, în acest loc sfințit, și aici să-și petreacă ultimii ani din viață, aici să se roage cu mai multă stăruință și aici, dar și de aici, să-i trimită pe mulți spre casele lor care veneau să se roage și să-i îndemne și să-i învețe cum să se roage lui Hristos și Maicii Domnului. De aceea ne-am adunat noi astăzi aici, pentru că l-am iubit pe Părintele Serafim, pe Părintele Schimonah Serafim, acel bătrânel plăcut, cald, blând, care te întâmpina cu un zâmbet frumos pe chip. În magazinul de aici, de la Mănăstirea Hadâmbu, și nu numai, în ultima vreme, chiar și acolo, pe treptele mănăstirii, îl vedeai de multe ori, coborând sau urcând de la sau spre ascultarea sa, și se bucura și avea răbdare cu fiecare dintre noi, ca să ne împărtășească câteva cuvinte, sau din trăirile pe care el le-a avut, și toate arătările pe care le-a avut în viața lui. Aici mă refer la faptul că Părintele Serafim de multe ori ne povestea cum i s-au arătat și Sfinții Arhangheli și Maica Domnului și mulți sfinți și l-au îndemnat de cele mai multe ori cum să-i îndemne și pe oameni să se roage și să se întoarcă la credința cea adevărată. Deși Părintele Schimonah, Părintele nostru drag Schimonah Serafim,
nu mai este printre noi. Și-a plecat la Domnul acum un an de zile, să spunem, nu astăzi se împlinește un an, ci pe 4 decembrie face un an de zile, fiindcă foarte mulți credincioși l-au îndrăgit și l-au iubit pe acest părinte Schimona, care drept învăța și propovăduia cuvântul lui Dumnezeu. Deseori, când frățile voastre intrați în magazinul bisericesc, prima dată dădeați de tate părintele Serafim, care cu blândețe vă dădea sfatul deseori, când cereați sfatul părintele Schimona Serafim, și totodată și mult folos ați luat de la părintele Schimona prin cuvântul propovăduit, prin simplitatea lui de altfel. A fost un simplu Schimona, dar de o trăire rară, trăire rară și de o credință rară și iubitor și cinstitor de sfinți, cum n-am mai întâlnit în viața monahală. Am aproape 40 de ani de mănăstire, dar trecând prin viața monahală, vă spun cinstit că n-am întâlnit un părinte cu atâta smerenie înălțătoare înaintea lui Dumnezeu, dar mai cu seamă, cinstitor de Sfinte Icoane. Atât de mult îndrăgea Sfintele Icoane, că eu nu găseam cuvinte, de multe ori nu îndrăzneam să-l întreb, fiindcă tot timpul nu-i se usca ochii niciodată, tot timpul era în lacrimi și atât de mult le îngrijea și atât de mult le iubea și atât de mult le propovăduia și în chiliuța Sfinției sale n-aveai loc bune să stai de odoarele și comori, cum spunea el, că am niște comori, părinte, dacă până mor și după ce mor să fie lângă mine aceste icoane. Nu îndrăznea nici să stea pe pat, ca să nu stea cumva cu spatele la Sfinte Icoane. Le citea la fiecare icoană care avea în casă, le citea acatistul zilnic. Cum spunea el înainte să moară, 2000 de închinăciuni făcea pe zi. Și înaintea morții tare se dânguia și plângea că nu vede cu ochii să mai citească pravila. Deși avea o viață curată, trăire, știm majoritatea că, v-am mai spus, mânca de 3-4 ori pe săptămână doar, de 3 sau 4 ori pe săptămână, și niciodată nu lipsea pravila care trebuie să o facă un monah, un călugăr desăvârșit. Și ascultare până la moarte, cum spunea el. Avea o vorbă, trupul trebuie chinuit. Îmi aduc aminte de o scenă care pe mine, până în ziua de astăzi, tot mă gândesc. Coborând spre magazinul bisericesc, i s-a părut lui cineva că trage de ușă, are nevoie să ia o lumânare sau ceva. Și el nu s-a mai uitat la treptele alea, mari, de sus. Și strigând cu mâna, stați așa că ajung, vin acum, vin acum. A căzut de sus până jos, cum spunea el că l-a frântit vrăjmașul jos. Și plin de sânge și-a legat un prosop la cap, a zis, părinte, nu mai vin cum dai să faci ascultări, ba, părinte, stai. Oitul ăsta și trupul ăsta trebuie chinuit. N-am să mor eu din cauza asta. Ei, până l-am dus la cameră, apoi la spital, și se ruga la măicuța Domnul cu lacrimi să-l tămăduiască, să meargă din nou la ascultare, că îl caută foarte mulți pelerini și are nevoie de el. Să-i povățuiască, să-i îndrume, că e multă lume în suferință și are nevoie de un sfat. Și atunci, plângând era așa și rugându-mă să-i dau blagoslovenie, după un timp, după ce a fost la spital, am zis că nu aveți blagoslovenie încă, părinte Serafim.
Dar vă rog, părinte, lăsați-mă să-mi fac ascultarea. Și într-o dimineață, îl văd prin ograda bisericii, mergând spre magazin. Și l-am strigat, părinte Serafim, dar ce faci? Eu acum sunt sănătos și am blagoslovenie, am primit blagoslovenie de la milostivul Dumnezeu să fac ascultare. Ei bine, am făcut ascultare înainte să moare, să spunem, cu vreo 3 luni înainte sau 4. L-am unit la vârsta de 92 ani, 90. Ca să vedeți, viața, trăirea, ascultarea, care o făcea supunerea și smerenia înălțătoare. Iar după ce ești terminat ascultarea, dumneavoastră știți majoritatea că ați venit în număr mare și pentru parastasul Părinte Schimonat Serafim, cei din Bucovina și toți cei din alte zone ale țării, care l-ați îndrăgit și nu puțin sunt cei care urcă dealul mănăstirii spre Sfânta Icoană Făcătoarei Minuni, întrebând de mormântul Părintului Serafim, care zi-noapte aduc flori și ar lumânări la căpătâiul Părintului Schimonat Serafim. Și vedem pelerinii și lumea și mai cu seamă tineretul, cum plânge la mormântul Părintului Serafim. Și să nu uităm că Părintele Serafim, deși n-avea studii teologice, avea foarte mulți preoți ucenici. V-am mai zis eu deseori, venea preot din America doar să-l vadă, să primească un cuvânt la aeroport și înapoi cu avionul și pleca înapoi. Și foarte mulți tineri care i-a îndrumat, i-a povățuit, care n-au avut servici, care n-au avut copii, îl caută pe Părinții Serafim, care îi îndruma de altfel spre Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni și cu frumoasa și scurta lui rugăciune, măicuță scumpă, ajută-mă, Iisuse scump, ajută-mă. Asta rostim mai tot timpul, rugăciunea aceasta scurtă, deși este de folos și cutremurător, să auzim aceste cuvinte cu trăire, de folos era pentru toți pelerinici credincioși. Și majoritatea știau deja și îi auzeam rostind, Iisuse scump, ajută-mă, măicuță scumpă, ajută-mă. Oare știm bine că Dumnezeu nu vrea normă. Și o rugăciune scurtă, cu gândul curat la Dumnezeu și un Tatăl nostru, meze noapte, în timpul zilei, implorăm mila și darul lui Dumnezeu lucrează în chip minunat asupra noastră, asupra tuturor. Este o mare lipsă, dragii mei. Îi simțim lipsa și cred că doar să îngăduiască Dumnezeu să mai trimită un bunel așa cu viață curată și desăvârșită cum a avut schimonacul nostru, fiindcă se vede lucrul că a fost iubit foarte mult de Preasfințul Părinte Episcop Calvin Botoșeneanu, fiindcă cartea care a scris-o Părintele Serafim, sub îndrumarea de altfel și sub blagoslovenia Preasfințului Părinte Episcop Calvin, și au câțiva preoți, profesori teologi care au corectat lucrarea și cartea Părintele Serafim, și mă gândeam într-o zi să nu mai pun cartea la vânzare atât timp cât nu mai este în viață. Și la sărbătorile Sfintei Preacuvioase, Maicii Noastre Parascheva, am epuizat tot stocul. Deci n-am mai avut nicio carte. Și foarte mâhnită lumea că n-are cartea Părintele Serafim, din nou, am mai scos câteva, nu multe, spre mângâierea pelerinilor și a creștinilor care l-au îndrăgit și l-au iubit pe Părintele Schimonat Serafim. Ei bine, cei care l-ați iubit, l-ați îndrăgit, îl simțiți, cum spunea credincioșii, și îl simțim și noi obștea, fiindcă în chiliuța Părintele Serafim, părinții aprind candela zi noapte. Iubea foarte mult să fie candela aprinsă. Și după o vedere cu tremurătoare, spunea numai decât să punem, aveam pe hol Sfânta Treime. Și decât a avut vederea aia cu tremurătoare, tot timpul ardea 3 candele jos, sub icoană. Și până a murit s-a rugat de părinți, ca nu cumva să nu ardă acele lumânări, 3 numele Preasfinte Treime pe hol. Nu găsesc cuvinte, iubiți credincioși,
Și îmi pare foarte rău că deseori dorea să-mi spună ceva care îl frământa, că avea niște vedenii, cum de altfel părintele, preasfințul părinte episcop a spus în predică, a văzut ce dar a avut de la Hristos, să aibă era la mormântare, schemonacul nostru, și a spus în predică de vise și vedenii care erau cutremurătoare, fiindcă atât de cutremurătoare erau încât el a căzut în comă. 3 săptămâni, n-a știut de el de frică, după atâtea vedenii care le vedea și avea, nu urite, vedea, fiindcă el îndrăgea foarte mult Sfintele Icoane. Și i s-a arătat tot timpul Sfinții. Și avea frică și atunci 3 săptămâni a stat așa într-un scaun, nemâncat, până a venit preasfințitul și a făcut o dezlegare și din nou s-a trezit și a mai trăit câtva timp și a plecat la Domnul. Cum spunea el lui părintele Sofronie, că mine se râd părintele Sofronie după ce a zăcut el un pic, a stat el 3 săptămâni din neștiință, l-a întrebat, cum e părintele Serafim? Posibil să mai rămân, părinte Sofronie.